Salutar toată lumea, astăzi vă prezint un nou episod de Samp. De data asta tot pe Bizon. O să primești pe alte servere și Minecraft mai mult, dar nu pot. După cum puteți vedea, mi-am luat un motor. Un Wi-Fi era... Habar n-am cum să-i... Habar n-am cum să-i pronunț numele lui. Dar nici nu prea-mi pasă. Este destul de rapid, 257 km/h. Mai ajung mașina, acum mă duc la spawn să-l parchez. Scuzați dacă aveam lag mai devreme, dar asta e, da. Dar așa cum o să postez mai mult, pentru că aproape se apropie vacanța. Și acum mi-e milă că adică mi-e aiurea că am cumpărat motorul ăsta, că aveam 18 cabine, că nu a costat foarte mult, 5K. Îi fac din vreo 20 de ture la dealer de arme. Cel mai bun job de pe server merită să faci skill, pentru că dacă faci skill maxim, adică skill 5, ăsta îți dă câte 800 de dolari dacă faci... Doamne, scuzați! Dacă faci... Dacă faci... Doamne, skill 5 la tracker îți dă câte 500 de dolari. Doamne, tot zuchis. Așa. Acum am două mașini și vreau să fac ceva sel cartos. Color GVK, așa, vehicle. Ia. Ca să știu cum îmi schimb mașinile. Deci, slot actual, vehicul Wi-Fi, preț 5, așa, asigurare, 5 km, 7, vom, așa, vehicle. Vehicul bravură, preț 0, asigurare 1 km, 811. Păi, să mergem să lucrăm cu motorul, adică mergem la job după... Înțelegeți ce vreau să spun, pardon, tot zughiți în continuare, nu știu, am așa la școală, tot așa am făcut. De ce am parcat motorul ăsta acolo? Pentru că pe acolo e un parcată și mașina mea puțin mai încolo, o să vă arăt. Deci, facem o tură la... dealer de arme, după s-ar putea să filmez Minecraft, poate, nu știu. Vreau să fac kilometri și pe motorul ăsta și după ce fac kilometri îi bag benzină, să fie 100 ca să nu vând, sau așa, nu știu, văd eu 100 ca să fie prețul puțin mai mare și mă duc să vând cu 4K, dar nu a azi, peste o săptămână, două, să mai fac kilometri, o să mă plâng mai cu asta, pentru că... da, cred că nu pot să vând mașina, ia să văd... Sell carto. Mama, poate vine anul ăsta. Deci... se pare că pot să... vând, o să-l vând... După cum v-am spus, peste o săptămână o să intru și într-un clan mafie, cum vreți să-i spuneți. Pe aici am puțin lag pentru că sunt multe mașini și... Și da. Așa. Deja am făcut 12 km pe el. E bun. Bun cel. O luăm acum repede mașina. Așa. Mergem repede. Mai întâi dăm pe la Hodo ca să nu murim, să putem să ducem... La bun sfârșit, am învățat toate drumurile pe de rost din Sâie de Limor, o să vedeți. Acum e Ocean Dog și Santa Maria Beach. Beach în sensul de plajă. Mamă, așa. Și văd câte 400 de dolari, să vă arăt și statusul meu. Aproape level 7, în mână 12K, în bancă 100 fără un dolar, puncte deja 20, puncte de vadare 20, ore jucate 46, respect 19 din 22, aia să fac, Doamne, level 7. Și da, vă mai uitați pe acolo, ca să nu... Și la skills, stați că vă arăt imediat, Doamne. Stați că... N-am scris ca lumea pentru că aici trebuie să fac o curbă și mă împușam. Așa, 20 din 50, 18 din 30,
una din 30, muncitor carieră 3 din 60, curier 2 din 60, host de mașini 13 din 60. O să fac mai mult distribuitor de arme. Este cel mai bun, după cum am spus. La skill 2 vă dă 500, la skill 3 600, la skill 4 700 și la skill 5 800 și dintr-o tură faci un K. Da, pentru că de acum depinde câți bani ai, că dacă ai, de exemplu, un K 200, faci. Da, acum depinde câți bani ai, că, na. Doamne! Mergem acum să luăm, să mâncăm puțin hot dog, după mă duc la checkpoint, după vă prezint cam ce trebuie să faceți dacă nu știți. Doamne! IP-ul serverului o să-l aveți în descriere, pe aici din nou am lag. Nu știu ce le place la astea să stea numai aici. Da, și mașina este încuiată automat. Cum pleci cu ea nu poate să dea nici G, nici F sau Enter. Îți fac G, poate să dea, că apasă G și tot în față. Și e un bug în care tot alergi și la un moment dat nu... Ori se oprește, ori dacă nu se teleportează în mașina lui Tom. Așa. Și acum, după cum a spus, mergem la checkpoint. O să fac 13K. După caut pe acolo o mașină, după vin înapoi, da, o să vedeți voi cum trebuie să faceți. Am și țintă, după cum trebuie să țintă, una, un punct roșu în mijloc destul de bună, îmi schimbă și mapa și pumnul ăla de acolo, și îmi place, am greșit drumul, da, rolul pe aici, era alt drum mai scurt, da. O să încerc să fac bani și prin alt fel. Și m-am decis să cumpăr ăla, pentru că înainte vreau să strâng să cumpăr un bis și când am auzit cât costă un bis, am picat fața. 12 caca. 18. Mai puțin de 3 caca nu există, mi-a zis helperul. Deci eu și cum se fac bani pe serverul ăsta, trebuie să fie un grup de 5 persoane ca să faci. Fiecare la joburi diferite. Sau la același job, dar... În fine. O să filmez și cu prietenii. La pe alt server o să facem un urmărit de poliție, dar nu știu pe ce server. Vedem noi. Sau poate chiar pe ăsta și altul conduce și eu... și alții trag, pentru că eu am deja licența de arme, așa. În fine, deci am ajuns la checkpoint, după cum puteți vedea, după ce intrați în el, vă dă jos din el și vă dispare și când dacă v-a dat aici, vă dă câte 407, așa, de fine, depinde, și găsiți mașina ori pe aici, ori pe aici, ori dacă nu pe la benzinărie pe acolo, săriți un gard, deci săriți aici și pe aici trebuie să fie o cadron. O cadron. Dacă nu găsiți mașina, dați slash Q sau vă omorâți și după vă duceți înapoi, dar trebuie să așteptați 10 minute să pot să duci altele. Doamne! Da, și cam atât cu acest episod. Like, share, subscribe, ne vedem data viitoare.